terapia cu ceaiuri, uleiuri, ori muguri, apiterapia, terapia cu cenușă, insecte, lipitori sau terapia energetică au fost astăzi în centrul atenției. Vor mai fi și în weekend la Muzeul Județean, unde Direcția de Sănătate Publică Botoșani a organizat a 11-a ediție a expoziției de terapii complementare pentru păstrarea sănătății fără medicamente. Terapiile complementare, împreună cu medicina clasică bazată pe medicamente, formează medicina holistică, integrativă. Adică, noi putem trata o boală nu doar prin medicamente, ci există și alte modalități. Spre exemplu, medicul tratează o pneumonie cu antibiotice, dar pe lângă antibioticele recomandate de medic, noi mai facem o baie fierbinte la picioare, mai facem un inhalant. Din păcate, spun specialiștii, populația este reticentă când vine vorba de remediile tradiționale. Medicamentele rămân în continuare prima și, de cele mai multe ori, singura soluție pentru majoritatea bolnavilor. Diferența între produsul medicamentos care există în farmacie și acest supliment alimentar este totală, totală. Până acum 60 de ani, în produsul din farmacie exista substanța activă naturală, dar de peste 60 de ani vorbim de sinteză. În schimb, produsul naturist sau suplimentul alimentar are în integralitate, vorbim de natură, de produs activ care lucrează. Probabil alimentația, stresul, toate astea spun cuvântul și oamenii se reîntorc și ne bucurăm că se reîntorc spre ceea ce am uitat odată. Toate că evoluăm, din punctul de vedere al medicinei, evoluăm foarte mult. Avem chimioterapie, avem sisteme deosebite. Cu toate astea, lumea se reîntoarce spre medicina tradițională. Expoziția a reunit specialiști din toată țara și va fi deschisă între 5 și 7 iunie, de dimineață până seara la 8.